Certificatul verde pentru angajați a devenit cel mai controversat subiect la momentul actual, atât pentru cetățenii cât și pentru guvernanți. Deși această lege a fost respinsă în Senat, premierul interimar Florin Câțu a declarat că va avea grijă ca deputații PNL să voteze obligativitatea acestui document la locul de muncă. Precizările au fost făcute după ce plenul Senatului a respins miercuri proiectul privind căruia personalul unor unități publice și private este obligat să prezinte la locul de muncă certificatul digital privind COVID-19. În continuare, Florin Câțu este acuzat direct de oameni ca fiind cel mai incompetent premier pe care l-a avut România vreodată. E o mare mizerie în România. Dați pe post că e o mare mizerie și o mare rușine. Nicăieri nu se întâmplă porcăriile care sunt în România. Ce părere aveți despre certificatul verde obligatoriu la locul de muncă? E o mare mizerie. Cum să iei omului dreptul la muncă? Cum să iei și să-l lași pe drumuri? De aici vor porni crime, vor porni revolte și alte nenorociri. Ca să rețineți, nu se poate așa ceva. E o mare mizerie. Adică dacă omul vrea să muncească, lasă-l frate să-și facă treaba, că e beneficiu și lui și al societății. Înseamnă că societatea nu are nevoie de noi și plecăm. Să facă și ai mari, nu numai mici. Deși Florin Câțu a avut grijă ca imaginea și cariera lui de politician să fie dur criticată de către oameni, acesta nu se oprește aici și reușește să își aducă și mai multe reclamații privind măsurile pe care vrea să le aplice. Nici nu este nevoie să precizăm numele celui care ia anumite decizii, pentru că oamenii au deja un vinovat. Furia și dezamăgirea cetățenilor se poate observa cu ochiul liber. Să mai termine cu prostiile astea, guvernanții ăștia noștri care întorc lumea pe dos. Să-și vadă, să facă lucru ca lumea și să nu mai mintă lumea și să, care nu-i capabil de locul de muncă care, pe care îl ocupă, să plece de acolo, să lase pe altul. Păi dacă e ministru de finanță, să fie de finanță, nu să fure banii și să ducă să dea banii pensionarilor pe nu știu unde, ce să facă cu ei. Păi de ce să-l oblige să... Oamenii fac cum pot ei, se descurcă cum pot. Nu-i nevoie de legile pe care le dă Câțu. Ăla să plece Câțu să-și vadă de treaba lui. El nu-i capabil de așa ceva. El n-are el în cap minte, cât am eu în picioare. N-are minte în cap cât am eu în picioare. Și Iohannis a făcut o haită, a zis că face partidul lui, a făcut partidul lui. N-a făcut nimic Iohannis, o haită nemțească e asta. Proiectul de lege privind obligativitatea certificatului verde la locul de muncă a fost respins în Senat, însă Florin Câțu avertizează oamenii cu surle și trâmbițe că propunerea va deveni realitate.